O biserică și un centru pentru bătrâni se pun de-a curmezișul autostrăzii Moldovei. Un preot susține că a primit o notificare de evacuare și se teme ca șantierul să nu dărâme lăcașul de cult și azilul. Autoritățile spun că traseul nu se poate modifica, dar că nu sunt în pericol cele două clădiri. Banda de autostradă, se vede biserica, cartea funciară a bisericii, se vede căminul de bătrâni acolo. O fâșie mică de 16 metri pătrați, dar care a dat emoții mari preotului, enoriașilor și vârstnicilor dintr-un azil din Pașcani. În urmă cu doar câteva zile, la parohia Sfântul Nectarie a ajuns notificarea de evacuare a spațiului. Am primit notificarea, noi am făcut o întâmpinare, o notificare generală, nu e nimic special, de asta am și cerut o explicație, să vedem ce ne spune să ne lămurească și pe noi. Suprafața despre care se vorbește pentru acest coridor al autostrăzii implică și două construcții. E nevoie să știm despre ce este vorba, nu putem să evacuăm acea zonă. Lucrările pentru autostrada A7, cea care leagă Moldova de capitală, ar începe în scurt timp la doar o aruncătură de băți de biserică. Conform proiectului, autostrada urmează să treacă pe aici, pe acest teren pe care nu este construit în acest moment nimic. Ea va avea o lățime de 45 de metri, iar terenul măsoară exact 50 de metri. Doar că odată cu organizarea de șantier, spațiul va fi insuficient. Astfel, atât din curtea bisericii, cât și din cea a centrului de bătrâni din spate, vor trebui evacuate anumite suprafețe de teren. Traseul a fost stabilit o an de zile înainte, de cel puțin 2 ani se știe pe unde va trece această autostradă. S-au luat măsuri astfel încât biserica să rămână în picioare și căminul de bătrâni să rămână în picioare, deci acestea nu vor fi demolate. Enoriașii se tem că nu vor mai avea liniște la slujbele religioase din cauza șantierului. Dacă biserica deja construită, nu-i păcat să o strece? Nu e bun să strece, dar e bun și autostradă. Trebuie găsit o cale de mijloc. Autoritățile dau asigurări că viitoarea autostradă nu va pune cruce niciunei clădiri. Nu cred să fie probleme, pentru că autostrada acolo este pe un pasaj. Deci acolo vom avea un pod, un viaduct, care va fi, bineînțeles, la o înălțime suficient de mare, în așa fel încât să nu deranjeze pe nimeni. S-a făcut și hotărârea de guvern pentru expropriere, s-au și consemnat banii, adică statul român și-a făcut datoria. Autostrada Moldovei A7 are aproape 350 de kilometri de la Ploiești până la Pașcani, iar lucrările ar trebui finalizate până în 2026.